copii, i-ați adus până aici. Ați rugat, ați plâns. Eu știu ce înseamnă asta. Avem 7 copii căsătoriți. Pentru fiecare copil, când a plecat din casa noastră, personal, eu am plâns. Mă uitam, pentru ultima dată când dormea ca fată sau ca băiat în casă, plângeam. Pentru că inimă de tată, inimă de mamă. E durere. E acum așa cum și Angelica și Ionel vă opără, din punct de vedere ca familie. Vă rog frumos să înțelegeți. Ei formează nouă familie. Lăsați-le acum să meargă pe șoarele lor. Dacă vreți să le mai dați ceva, nu e o problemă. Primesc, nu? Dar știți ce ar vrea să vă spun? Să nu le mai dați sfatul, doar dacă le cer. Să nu vă mai băgați în casa lor cu propuneri. Face așa, Ionel, face așa. Nu. Lăsați-i să meargă pe picioarele lor. De aici încoace, ei sunt o familie. Ionel e capul. Fii atent, Ionel. Ca la o mașină. Ești șofier și lângă tine stă Angelica. Ai grijă pe unde conduci mașină. Domnul să binecuvinteze acești părinți care v-au crescut. Cinstiți-i. Rugați-vă pentru ei. Dar eu vă spun să nu le mai ascultați sfaturile când vin cu sfaturi care nu sunt bune. Da? Fiți. De multe ori, problema de asta am spus, mai ales între soacră și nor. Era o piolescă de la Cimitirul Sărbânței, o poezie care spunea cam așa. Sub această lespe de grea, zace beata soacră mea. Dacă mai trăia un an, doi sau trei, eram eu în locul ei. Dar sper să nu fie așa. Domnul să binecuvinteze acești părinți, cinstiți-i, rugați-vă. Voi, părinților, rugați-vă pentru ei. Vreți să le dați un sfat, spuneți-i lui Dumnezeu. De multe ori soția mai bine câte o așa impulsionată decât eu. Sfat, hai să le spune la copiii noștri, nu, zic, are cine cu cine să se sfătuiască, are soț, are soție și împreună pun la cale țara. Nu mergem noi să le dăm sfat, pentru că ne cer o părere, suntem gata să le dăm. Dacă nu mi-o cer, să mă duc eu să le spun. Poate aduce multă stricăciune. Închei cu ultimul film. Prietenii case. Dar hai să facem o recapitulare, Sorani. Primul dușman. Nu-i șor. Primul dușman. Diavolul. 2. Păcatul. 3. Lumea. Și 4. Rudele. Nota 10. Închei foarte telegrafic și vreau să vorbesc puțin despre prietenii familiei. Că dacă n-am avea prieteni, ce am aici? Dar vreau să vorbesc în această zi primul prieten al familiei care vă rog să-l luați cu voi acasă. Știți cine este? Domnul Iisus Hristos. Amin? Amin. E o cântare care o cânt mereu. Și toții o cânt. Și când merg singur pe drum. Iisus al meu, prieten scump din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până unde? Până la sfârșitul vieții. E cel mai bun prieten. Cel mai credincios prieten, care nu te tradează niciodată. Dacă n-ar fi fost în casa noastră, dacă nu l-aș fi luat ca prieten în familia noastră, diavolul de mult n-ar fi dispus. E mai tare ca mine. Dar când, așa cum cântau tinerii, funia împletită în trei. Nu se rupe! Luați-L pe Domnul Iisus în casa voastră. Niciodată să nu uitați de El. Nu lăsați ca musafir. Nu-L mai invitați din când în când. Odată o femeie era vizitată de regina Angliei mereu, mereu. Și vecinii știau că e credincioasă, că e pocăită. Și într-o zi au pus-o provoace, a zis, tante, care e cel mai important musafir al dumitalei? O, zice, regina Angliei, bineînțeles. Păi am avis. O, zice, noi Domnul Iisus? Eu știam că m-a dat limpiești, mai nu pe Domnul Iisus ca. O, zice, da, dar Domnul Iisus nu-i musafirul meu. Domnul Iisus este colocatarul meu. El locuiește unde? În casa mea. Nu din când în când îl mai chem, mai vină, Doamne, pe la mine. Nu, el este în casa mea. Ca Domnului să fiți fericit.
Să-i